Bună, bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal parfumat. Astăzi povestim despre parfumurile pe care le-am purtat săptămâna trecută și o să încep cu acesta. Nu știu dacă îl recunoașteți. Însă, avem și un parfum nou în colecție. Deci o să vă povestesc despre un parfum pe care l-am primit săptămâna trecută și l-am și purtat. Dar o să vă povestesc și despre un decant. Este vorba despre Guerlain Linstan. Un parfum despre care v-am povestit în clipul în care am testat mai multe parfumuri, însă e adevărat că am zis acolo 2-3 cuvinte, nu am intrat în detalii și cineva mi-a cerut să spun ceva despre el. Și e adevărat că am zis în clipul acela că îmi place mie și m-a cucerit, în capul meu era cumva că voi îl știți mai bine decât mine. Dar o să vă povestesc și despre el și chiar mă bucur că îmi spuneți în comentarii, pentru că mă interesează părerile voastre, mă interesează ce vreți și voi să mai vedeți pe canalul meu și când nu vă lămuresc cu ceva, spuneți-mi în comentarii, eu o să revin cu siguranță cu impresii. Când vreți să aflați mai multe despre un parfum, desigur că o să revin, pentru că țin cont și de părerile voastre și de sugestiile voastre și dacă aveți, cu mare bucurie le primesc. Ei bine, o să încep cu un parfum pe care l-am purtat săptămâna trecută. Este vorba despre Humanity. Este acest parfum ciudățel, acest parfum care miroase amare, acest parfum care este mai greu de descris și pe care eu una nu l-aș înțelege din descrieri dacă nu l-aș cunoaște. Este un parfum mai ciudățel, nu prea se mai găsește. Este un parfum cu smochină, cu frunze de smochin, cu caviar, deci da, nu miroase a pește, cum am văzut că îl simt unele persoane, nu mi se pare, mi se pare un parfum frumos, mi se pare un parfum de vară. Apropo de vară, suntem într-o zi de toamnă, căci calendaristic este toamnă, în care pur și simplu m-am topit și chiar m-a obosit căldura asta, mi se pare deja prea mult. Astăzi este super cald și v-am zis că mă obosește căldura asta și nici nu prea am chef așa să fac mare lucru, deci nu prea am energie, dar după cum vă spuneam, calendaristic este toamnă și este primul meu video de toamnă până la urmă, așa că vreau să vă doresc o toamnă frumoasă și liniștită și călduroasă, dar nu așa călduroasă totuși, e prea cald astăzi. Mergem mai departe, acesta este unul dintre parfumurile pe care le-am purtat săptămâna trecută și haideți să trecem la următorul. S-a nimerit să port un alt parfum sărat, mie și Humanity mi se pare un pic sărat, un pic. E sărat și el, dar într-un alt mod. Acesta este și el un parfum de vară, un parfum sărat și pudrat și interesant și un pic aromatic. Are imortele, are boabe tonka, este și cald. Nu știu, este un parfum foarte frumos și mi se pare că nu prea este băgat în seamă, dar să știți că mie îmi place foarte mult vara. E foarte aromat. Este exploziv în deschidere, v-am mai povestit eu despre el. Este de la Kenzo. Kenzo World Power, apa de toaletă, dar vai cât de bine miroase. Sunt înnebunită după parfumul acesta. Este sărat, un pic aromatic, un pic pudrat, are și note pudrate, are și boabe tonka, este un pic cald, cozy, nu știu, foarte, foarte frumos. Miroase a vacanță, a vacanță la mare, a nisip. Nu vă gândiți că are acordul acela de nisip, că nu-l are, pe care îl găsim în parfumuri. El este cumva uscat așa. Nu știu, din nou, este și el un parfum mai ciudățel, dar este foarte frumos, foarte frumos. Trecem mai departe și vorbim și despre un body mist. De fapt, este și pentru păr și pentru corp.
Este vorba despre Cheirosa 62 de la Sol de Janeiro și este cu fistic și caramel sărat. Delicios, este delicios, îl ador, este preferatul meu de la Sol de Janeiro, dar nu le cunosc pe toate, îl știu doar pe acesta și pe 71, îmi plac ambele, dar acesta este preferatul meu. Să știți câte ori am fost întrebată despre produse din acestea, despre body misturi și spray-uri de corp, pe acestea le-am recomandat. Eu mai am și de la Victoria's Secret, mai am și de la alte branduri, dar astea sunt favoritele mele, mi se par cele mai bune, cele mai delicioase, cele mai persistente. Până acum ele au rămas favoritele mele. Cine știe ce o să mai descoperim, dar acesta este caramel sărat și fistic, un body mist delicios. Hair and body mist, delicios. Și haideți să trecem la parfumul pe care l-am primit. Este vorba despre Lalix Satin. Am vorbit și despre el, am avut o mostră în clipul în care am testat parfumul. Și iată că am și această sticlă, îmi place foarte mult și cutia. Și sticla este atât de simplă, de feminină și de elegantă. Îmi place mult de tot sticla. Foarte finuță, la fel și parfumul este. Da, este un parfum dulce. Să știți că niciodată nu l-am cumpărat, deși m-am uitat de multe ori la el, pentru că este și un parfum foarte accesibil de altfel. Dar pur și simplu m-am gândit că este slab. Asta a fost în capul meu de fiecare dată când am vrut să-l cumpăr. Am avut impresia că o să fie un skin scent, un parfum care nu persistă deloc. Nu știu de ce, dar asta am crezut eu despre Satin. În schimb, Satin este un parfum foarte frumos. Nu este nicio bombă parfumată, dar este un parfum cu persistență medie, zic eu, și la fel este și siajul moderat. Îl simt eu mai mult, nu știu cei din jurul meu, dar eu îl simt câteva ore bune. Și mă bucur de el și îmi place foarte mult cum miroase. Mi se pare un parfum atât de feminin, atât de finuț și de elegant și de curat. Așa, chiar dacă este un parfum dulce, mi se pare și curat în același timp. Și cumva m-a cucerit parfumul acesta. Chiar îmi place foarte mult. Îmi place și că este un parfum dulce totuși. Stați să iau un blotter. Haideți să vorbim și despre note. Avem în acesta Heliotrop, Gardenie și Iasomie. Avem flori, avem tonca, vanilie și piper roz. Și în bază avem santal, patchouli și vetiver. Pe mine parfumul ăsta este pudrat și dulce, vanilat. Mă duce cu gândul la o rochie de satin, dar mă duce cu gândul și la un pulover foarte moale, foarte cozy, foarte pufos, foarte feminin. Deci, pur și simplu, îmi dă o stare bună și chiar vi-l recomand. Mi se pare un parfum ieftin și bun și cu siguranță va intra într-un video de parfumuri ieftine și bune la un moment dat, pentru că m-a cucerit. M-a cucerit și chiar îmi pare rău că nu i-am dat o șansă, pentru că de multe ori am avut intenția să-l cumpăr, dar ceva m-a oprit și poate chiar o să cunosc și alte parfumuri de la Lalic. Acesta îmi place foarte, foarte mult. Chiar vi-l recomand. Dacă nu l-ați testat și voi și dacă și voi ați vrut să-l testați de multe ori și v-ați gândit că, cine știe, e și el din nou un parfum banal, ieftin și care nu persistă deloc, pentru că în general despre parfumurile de la Lalic aud treaba asta, că nu persistă. Dar da, e bine să testăm totuși. Mie îmi place parfumul acesta. Nu mi se pare că este extraordinar de persistent și
bombastic, dar mi se pare că este un parfum bun pentru prețul pe care îl are. Trecem mai departe la Guerlain L'Instant. Ei bine, parfumul acesta este un parfum minunat, minunat și foarte frumos, foarte diferit, aș spune. Nu știu exact. Ia să vedem. Este un parfum floral și dulce. Aromatic, îl simt. Dar se dezvoltă foarte frumos. Se dezvoltă foarte frumos. Are o parte florală destul de unică, aș spune. Mă duce cu gândul la Angelique Noir. Mă duce cu gândul la... De fapt, are ADN-ul acela. Ca să înțelegeți voi, să nu mă complic prea tare, să nu mă pierd în explicații și în detalii. Miroase ca un buchet de flori de câmp scăldat în miere și apoi se dezvoltă o vanilie. Acest buchet de flori rămâne pe tot parcursul dezvoltării lui și din ce în ce vine mai multă vanilie, mai multă vanilie. Și începe așa să se piardă ușor, ușor aceste flori și mai mult se simte vanilia, începe să acopere acel buchet. Cam asta simt eu în L'Instant. E foarte frumos parfumul. V-am mai zis și în clipul trecut că aveam impresia că este un parfum care miroase vintage, care nu îmi place, care e bătrânicios, dar nu, nu este deloc așa. Este chiar un parfum foarte elegant și foarte frumos. Un alt parfum pe care l-am purtat cu mare, mare plăcere săptămâna trecută este Fendi Palazzo. Un parfum foarte elegant și el, dar față de satin. Pe satin îl văd așa, foarte romantic, pentru o persoană ceva mai sensibilă, mai finuț. Pe acesta îl văd ceva mai impunător, mai puternic, mai in your face. Iese mai mult în evidență. Și este ceva mai matur. Avem aici citrice, avem flori albe, santal, guaiac și patchouli. Da, este un parfum cu flori albe, un pic săpunos și cremos. Chiar este, dar simt cumva florile acelea foarte cărnoase așa. Avem și un patchouli proaspăt și ușor mentolat aici. Este diferit. Este un parfum foarte frumos, dar ceva mai matur, după cum vă spuneam, și mai impunător. Și ultimul parfum despre care vorbim astăzi este Le Rêve de Nirmala, pe care l-am purtat chiar ieri și de care m-am super bucurat pentru că ador acest parfum. Eu am aici varianta de 30 de ml și se găsește la un preț foarte bun. Dar îl găsiți la un preț mai bun acum pe Elefant. Pe Elefant îl găsiți la un preț mai bun și într-o cantitate mai mare. Ce vreau să spun este faptul că este o apă de toaletă, însă este mai intens și persistă mai bine decât apa de parfum pe care am avut-o acum ceva timp, dintr-o altă gamă. Cum se numea? Nu mai știu cum. Mireia, da. Mireia se numea parfumul de la Molinard, apă de parfum care nu m-a încântat deloc. Ei bine, acesta este altă gamă, este altceva, un parfum mult mai frumos, un parfum vesel, gurmand, fructat, dulce, ciocolatos și minunat. Este o apă de toaletă, însă mi se pare că persistă foarte bine, pentru o apă de toaletă mai ales. Cred că l-am aplicat undeva la 5 ore, cam așa. Dar îmi place foarte mult, nu este pentru zilele foarte, foarte călduroase, mi se pare un parfum bun de tranziție și cred că este marketat ca fiind unisex, însă după cum vedeți, dacă tot marketezi un parfum ca fiind unisex, cum să ai sticla asta atât de drăguțică? Este un parfum, uitați-vă la sticlă. Este o sticlă super feminină și super girly. După mine, oricum, este per total un parfum feminin.
un parfum ciocolatos, delicios și haideți să vă povestesc puțin despre note, să vorbim așa despre ele. În deschidere avem migdale, piersică, mandarină, magnolie și bergamotă. Este o deschidere proaspătă, însă și dulce în același timp. Nu vă gândiți că se simt citrice, nu neapărat. Nu pot să zic că simt citrice. Pentru că, da, este mai proaspătă deschiderea, dar imediat vin aceste fructe exotice dulci. Avem și niște flori, dar nu pot să zic că florile le simt așa prea mult, pentru că din spate vine pralină, vine ciocolată, mai are și vanilie, patchouli și santal. După mine acesta este un parfum tropical, un parfum ciocolatos, gurmand, vesel, super vesel, super frumos. Chiar este un parfum foarte frumos și seamănă puțin, sau nu seamănă puțin, are ceva din Angel, dar pe Angel dacă îl porți în perioada rece, pe acesta poți să-l porți în perioadele de tranziție, cum este această perioadă dintre vară și toamnă. Nu este chiar de purtat vara, nu este un parfum pentru astăzi, de exemplu, când este foarte cald, nu mi se pare potrivit, dar când începe să se mai răcorească în perioada următoare este super potrivit. Eu l-am purtat ieri când a fost, chiar m-am bucurat mult de ziua de ieri că nu a fost atât de cald, a fost perfect pentru mine. Dar astăzi am murit din nou de cald și nu-l mai văd atât de potrivit astăzi. Dar o să-l port în perioada următoare cu siguranță, pentru că este un parfum superb, superb, superb. Dacă vă plac parfumurile gurmande, dacă vă plac parfumurile dulci, vesele, girly, acesta este perfect. Chiar îmi place mult. Ei bine, acestea au fost parfumurile pe care le-am purtat săptămâna trecută. Sunt curioasă și de părerile voastre, dacă ați testat ceva dintre parfumurile pe care le-am purtat eu și cum vi se par și vouă. Spuneți-mi despre Lalic dacă l-aveți în colecție, dacă l-ați testat și ce părere aveți despre el, pentru că sunt curioasă, pentru că m-a impresionat parfumul acesta și îmi place foarte mult și îi mulțumesc pentru el Adrianei, pentru că ea mi l-a trimis. Vă doresc o săptămână ușoară și o toamnă frumoasă și ne vedem în curând cu un video nou. Însă nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să-mi lăsați și un like și noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!